Dan Spătaru ar fi împlinit astăzi 75 de ani, astfel pregătită de sărbătoare, Megidia își serbează maestrul. Zilele acestea, Mergidia se află sub febra pregătirilor pentru Festivalul Internațional de Muzică Ușoară, Dans Pătaru. Flori proaspăt plantate, covor roșu și muzică de calitate, toate în cinstea maestrului. Pentru că Dans Pătaru ar fi împlinit astăzi 75 de ani. Au trecut 10 ani de când vestea că Dan a făcut stop cardiac a fost un adevărat șoc pentru fanii artistului. Interpretul piesei Drumurile a murit în zi de sărbătoare la doar 64 de ani. Artistul se află în cartea recordurilor din 1967 pentru un record în materie de aplauze. La un festival val internațional, Dan Spătaru a fost aplaudat timp de 16 minute și 19 secunde. Dan Spătaru s-a născut în octombrie 1939 într-o familie de învățători și a petrecut copilăria și adolescența la Aliman, comuna natală, în Ion Corvin și la Megidia, alături de sora mai mare, Maria Nicola. Viitorul artist a crescut printre poveștile bunicilor și cântecelor interpretate de părinți. Când avea 12 ani, însă mama s-a murit, iar cei doi copii s-au mutat la Megidia, la o mătușă, pentru a îndeplini dorința mamei. Copiii mei sunt Carte. Aici, Dan Spătaru a făcut liceul și a început cariera de fotbalist. Postul pe care a evoluat a fost cel de mijlocaș. A jucat la progresul, apoi la știința București. În anul 3 la Facultatea de Educație Fizică și Sport, însă maestrul a trebuit să se lase de fotbal. Avea hernie de disc, așa că s-a dedicat școlii și muzicii. Dan Spătaru era student când a început să cânte la Casa Studenților în anul 1962. A început cu muzică italiană, asta era la modă. Dragostea pentru muzică a moștenit-o din familie. Tatăl său cânta la vioară. Primele bucăți muzicale interpretate de Dan Spătaru au fost ale Cameliei Descălescu. Odată, la o terasă, aceasta l-a întâlnit pe Temistocle Popa, care i-a făcut aproape toate șlagărele. Chiar primul său mare succes l-a avut cu Maicuța mea și melodia Să cântăm chitara mea s-a bucurat de succes la acea vreme. În 1969, Dan Spătaru obținea prima recunoaștere a talentului său, premiul de interpretare la Festivalul de Muzică Ușoară de la Mamaia, cu melodiile Cu cine se dumneata și Țărâncuță, Țărâncuță. În anul 1972, artistul o cunoaște pe viitoarea soție, Sida, la Teatrul Fantasio din Constanța. Cei doi s-au căsătorit în 1974 și au avut un copil, Dana. Potrivit soției, Dan Spătaru a fost familist convins și un model de tătic. Nouă ne-au rămas un lung șir de șlagăre, nicio lacrimă, nu-ți de bine când plângi, nu m-am gândit la despărțire, oare, oare, îți pare rău, în rândul patru, ori drumurile noastre sunt cântece pe care multă lume le știe încă pe de rost.